Salutare, prieteni, ce faceți? Numele meu este George și bine ați venit la un nou video. Fraților, am ajuns la ziua 6, ultima zi din antrenamentul meu de 6 zile, pe care vi l-am arătat și vouă. A fost un drum lung până aici, asta din cauza că am postat doar o dată pe săptămână câte un video, dar am ajuns la ultima zi în care am făcut fiecare grupă musculară de 2 ori pe săptămână, am lucrat 3 zile, o zi pauză și din nou 3 zile, unde am repetat grupele musculare pe care am lucrat în prima parte, în cea de-a doua parte, dar cu exerciții diferite. Sper că acest program pe care eu l-am făcut și încă îl fac să vă ajute și pe voi, că pe mine m-a ajutat foarte mult. V-am spus că înainte lucram o singură grupă pe zi și mi se pare că nu este eficient pentru mine, poate pentru alții este eficient. Am povestit despre asta în videoclipul cu programele de antrenament. O să vă las jos în descriere playlist-urile cu videoclipurile. Înainte să începem acest antrenament, ultimul antrenament, te invit să dai un like la acest video și să te abonezi la canalul meu și să bifezi și clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta de aici încolo, pentru că încerc să postez săptămânal, duminica încerc eu să postez. Dacă aveți orice fel de întrebare, aștept feedback-ul vostru în comentarii. V-am spus mereu că îmi place să-mi scrieți acolo cum vi se pare antrenamentul, videoclipul. Dacă aveți ceva de obiectat și dacă v-a plăcut, vreau să-mi lăsați jos în comentarii. O să vă las Facebook-ul meu și Instagram-ul meu, dacă vreți să-mi dați și acolo un like. Și haideți să începem antrenamentul. Începem cu o alergare pe bandă. Întotdeauna când lucrez partea de jos, fac și alergare înainte, urmată de exerciții de gimnastică pentru a mă încălzi foarte bine în trenul inferior. Creștem și ritmul cardiac. Facem aproximativ 5 minute de alergare pe bandă. Trecem acum la exercițiile de gimnastică, unde începem de sus în jos, pentru că vom lucra atât partea de jos, dar și umerii, pentru că trebuie să ne încălzim prin exercițiile de gimnastică. Partea de jos, dar și umerii, trebuie să ne încălzim prin exercițiile de gimnastică în ambele trenuri, și inferior și superior. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks. Trecem acum la un exercițiu extraordinar, smulsul cu bara, pe care nu-l vezi foarte des în sala de fitness, pentru că nu se cunoaște beneficiile lui, dar și pentru că este un exercițiu unde trebuie să ai o pregătire și o experiență și să fii învățat de la cineva care se pricepe. Eu, făcând atletism de performanță, proful meu de atletism a învățat cum să execu corect, a stat lângă mine, m-a corectat și astfel am învățat. Acum încerc și eu să vă învăț pe voi. În primul rând, vom face prima dată cu bara goală, clar, fără nicio greutate. Nu poți învăța să execuți corect cu greutate. Ne așezăm tălpile la nivelul umerilor sau mai depărtat, cu vârfurile puțin spre exterior. Apucăm bara mai depărtat decât nivelul umerilor, spatele drept, sprijinul să fie pe toată talpa, nu pe vârf sau pe călcâi. Apoi, în prima parte a execuției, tragem bara ca și cum am face îndreptare. Doar că împingem foarte tare în picioare și bara o smulgem prin explozia picioarelor și o aruncăm în sus. Bara are o traiectorie dreaptă și perpendiculară cu solul. În momentul când bara trece de nivelul șoldului, flexăm picioarele și ne băgăm sub bară ca într-o semigenoflexiune și vom întinde brațele, apoi ne ridicăm din picioare în poziția dreaptă. Atenție, bara ajunge sus doar din smulgere și explozia picioarelor, nu ne ajutăm de brațe. Este destul de greu de explicat, fiind un exercițiu atât de complex, în care ne lucrează foarte mulți mușchi. Dar dacă practici, o să înveți. Trecem la cel de-al doilea exercițiu. Vom face la fel un exercițiu atletic, pus la piept cu bara. Dar aceste două exerciții, smuls și pus, le combin într-un singur exercițiu, deoarece fac două serii la smuls și două serii la pus. Cu două mișcare este aceeași ca la smuls, doar că vom apuca bara la nivelul umerilor. Atenție la fel și aici bara nu
punem pur și simplu pe piept prin flexia braților, cum am mai văzut. Smulgerea barei plus explozia din picioare face ca bara să ajungă sus. În timp ce bara urcă din explozie, noi ne băgăm sub ea și o susținem pe umeri și piept, iar coatele vor fi mult în față. Nu susținem bara pe brațe. Al treilea exercițiu, genuflexiuni cu săritură. Tot un exercițiu de explozie. Ne alegem o greutate ușoară, nu ne forțăm genunchii, aiurea sau spatele. Poziția este aceeași ca la orice genuflexiune. Atenție la săritură. Nu sărim haotic, picioarele doar ce părăsesc puțin solul, cu vârful întinse pentru a amortiza la coborâre săritura. Facem 4 serii cu 30 de kilograme, 10 repetări. Just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. Acum facem un exercițiu foarte interesant, fandări pe un singur picior, sau Bulgarian lunge. Este important și la picioare să lucrăm fiecare membru în parte, pentru că și la picioare, ca și la mâini, unul este mai puternic decât celălalt, de aceea trebuie lucrate și separat. Și ne ajută și a dezvolta un echilibru foarte bun. Ne trebuie un suport pe care să punem piciorul din spate, care să fie cam la nivelul genunchiului sau puțin mai jos. Iar piciorul din față, atunci când coborâm, să fie un unghi de 90 de grade între gambă și coapsă și în spate la fel. Astfel nu va fi nici prea aproape, dar nici prea depărtat. Va fi perfect. Genunchiul nu va trece de vârf, ceea ce pune și genunchiul în siguranță. Încercăm să împingem doar în piciorul din față, cel din spate fiind doar de echilibru. Facem 4 serii, 10 repetări și am terminat și cu membrele inferioare. From these thoughts and these assholes, too many people feeling entitled, too many people staying idle. Man, I work every day for the title, and I'ma get it, that thought is final. The way I think you could say is primal. Kill it, be killed, I'm your and rival. I don't lose, no, I'ma be the one they choose, though. You can be the one they lose, ho. Way too busy hitting snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wasty. If I make it, then they just might say B. You've been doing so good, brother K. Lee. I don't wanna hear your words, all the fake shit. Now I want my day, wanted to be patient. All the same people never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I eat you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. I got a guitar and they play that shit every day. No, I was not that great, figured out how to play. Learned how to change to be, learned how to rap and sing. Passion is everything, loved it throughout my teens. 10,000 hours so I could be fucking king. Hand me the ground, or just get out my fucking ring. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew. Trecem acum la umeri și facem presa cu gantele din așezat. Accent pe partea anterioară a umărului. Îmi place acest exercițiu deoarece nu îți pune în pericol ligamentele. Eu am o problemă cu această presă cu gantele la umeri, deoarece nu sunt de acord cum execută majoritatea cu brațul distanțat de trunchi la 90 de grade. Nu mi se pare o mișcare omenească. Și haideți să facem un exercițiu de imaginație ca să înțelegem mai bine. Acesta se referă și la împinsul cu bara, pentru piept sau flotările. Imaginați-vă că împingeți pe cineva. Cum țineți coatele? Depărtate la 90 de grade sau un unghi mai mic? La fel și când împingem gantele în sus sau când împingem pe cineva sau împingem în tavan. Și cu asta cred că am spus totul despre aceste exerciții. Cum trebuie executat corect. Eu nu sunt de acord cu unghiul atât de mare între cot, între braț, între cot și trunchi. 4 serii
și crește în greutate progresiv. Acum al doilea exercițiu, vom face fluturări cu gantele, un exercițiu de bază pentru zona mediană a umerilor. Eu de obicei îl execut din picioare, dar merge și de jos. Important este să ținem coatele puțin flexate pe toată durata execuției. Ridicăm gantele până la nivelul umerilor, adică 90 de grade, și coborâm controlat. Încercăm să nu smulgem gantele și să le ridicăm controlat, fără balans. Respirăm la fiecare repetare, iar greutatea să putem să facem 10 repetări. Și am ajuns și la ultimul exercițiu din acest antrenament și din această săptămână din programul meu. Vom face, bineînțeles, și un exercițiu pentru partea posterioară a omorului. Avem acest ramat cu gantele din așezat cu pieptul pe bancă și aici mișcarea trebuie să fie controlată și conexiune minte-mușchi. Altfel, nu vei simți umărul. Este foarte importantă concentrarea. Ne așezăm cu pieptul pe bancă, gantele ținute cu priza în pronație, adică palmele orientate în jos. Tragem gantele printr-un arc de cerc până în punctul maxim și coborâm ușor controlat. Și vom face 64 serii câte 10 repetări. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm not one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close in it. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it, take it, take it all. În regulă, prieteni, acesta a fost ultima zi din antrenamentul meu de 6 zile. Sper să vă ajute și sper să vă placă acest video. Dacă îți place acest video, dă un like și abonează-te la canalul meu. Dacă aveți întrebări, la fel, lăsați-mi jos în comentarii. Vreau să-mi spuneți cum mi s-a părut acest program al meu de 6 zile. Dacă pe voi îi vă ajută, vreau să-mi lăsați jos acolo în comentarii. Am spus că după ce am făcut acest antrenament pentru la sală, trebuie să facem unul și pentru acasă, bineînțeles. Dar acolo am doar 3 zile, nu vom face 6, vom face 3 zile, pentru că următoarele 3 zile poți repeta ori același antrenament cu aceleași exerciții, ori poți adăuga exerciții pe parcurs, pentru că am o groază de videoclipuri în care arăt exerciții acasă și poți completa cu exerciții de acolo. După acest program, după programul pe care îl facem acasă, o să postez și din alte programe, așa cum v-am promis, deci o să completăm toate programele de antrenament, rând pe rând. Și ne revedem data viitoare cu un nou video. Până data viitoare, adică până duminica viitoare, spor și baftă la antrenamente. Pa!